Femeia care a fost luată de apele învolburate în momentul în care mergea să-și salveze vaca a fost găsită în golful Eșelnița de către doi pescari. Inițial, aceștia au crezut că este vorba despre bărbatul dispărut, în același timp cu femeia în vârstă de 70 de ani. Abia mai târziu, când s-au apropiat, și-au dat seama că este vorba despre bătrână. Echipe mixte formate din pompieri, poliții și polițiști de frontieră au continuat în aceste zile să caute cele două persoane declarate dispărute. Era vorba despre o femeie și un bărbat. În data de 20 septembrie, echipa de căutare a observat pe fluviul Dunărea, în golful Eșelnița, plutind un cadavru. Pompierii au intervenit cu o barcă pneumatică pentru scoaterea cadavrului la mal. Câteva ore mai târziu, dar în alt loc, a fost scos la mal de pompieri și trupul bărbatului, care fusese luat de ape în timp ce încerca să o salveze pe femeie. Inițial s-a crezut că este un cadavru adus de ape din Serbia, țară care a fost și ea afectată grav de inundații. În dispecerat Isu Mehedin s-a primit informația că un alt cadavru se vede plutind pe apă, tot pe fluviul Dunărea, în amonte de barajul Porțile de Fier 1. S-a intervenit și acolo cu un echipaj al pompierilor mehedințeni cu o barcă pneumatică pentru scoaterea acelui cadavru la mal. Cele două trupuri au fost preluate de Serviciul de Medicină Legală și au fost identificate de rude. Bilanțul inundațiilor de la Orșova și Eșelnița este dramatic. 3 persoane decedate, 5 case luate de viitură și alte 10 afectate deosebit de grav.